Salut, prieteni! Știm că vă plac videourile cu luptele animalelor. Am adunat cele mai interesante momente pe care încă nu le-ați mai văzut într-un alt episod, așa că puneți un like și să începem! Această cameră a fost instalată pentru supravegherea unui cuib de ciori. Ea își clocea ouăle când dintr-o dată s-a arătat un oaspete neinvitat. Ratonul s-a aruncat peste cioară și a început să o muște. Ea se proteja și a reușit să scape, a pierdut doar câteva pene și ouăle desigur, care au devenit cina delicioasă a ratonului. În aceste episoade mereu avem vreun atac de crocodil. Uitați-vă la această antilopă care stă liniștită și se recorește în apă. Dintr-o dată, aceasta dispare, trasă la fund, dar cumva reușește să scape și se repezește la mal. Acum putem vedea capul crocodilului care și-a înfipt colții în burta antilopei. Prada a avut noroc, a căzut cumva pe o parte și crocodilul s-a desprins de ea. Probabil că va supraviețui, în afară de rana de la picior, pare că nu mai are nimic. Oaspetele canadian a avut cel mai mare nenoroc să nimerească în voliera tigrilor, dar uitați-vă ce se întâmplă. În momentul în care tigrul se apropie, gâsca atacă și forțează prădătorul să fugă panicat. După asta, videoul se oprește, dar cel care a filmat ne-a anunțat că oaspetele a părăsit voliera intact. Această rozătoare a găsit un scorpion cu o coadă venenoasă. Pentru creatura mică, o înțepătură poate să ia viața, dar instinctul de vânător și foamea se pare că preiau controlul. Rozătoarea atacă evitând înțepăturile. Într-un moment, scorpionul aproape că a reușit să o atingă, dar a fost pe alături. Cine a apariat pe scorpion îmi pare rău să vă anunț, dar ați pierdut. Această bufniță se pare că a încurcat cuibul și a venit în ospeție la altă pasăre. Voia să iasă, dar cealaltă nu-i dădea voie. Această luptă a durat undeva 30 de minute și până la urmă nimeni n-a avut de suferit. O familie de căprioare a fost atacată de un leopard flămând. Prădătorul a apărut din pădure brusc. Căprioara matură a fugit, iar leopardul a decis să o atace pe cea mai mică. Uimitor, dar s-au băgat sub apă ambii. Primul a ieșit leopardul și deodată după el căprioara. Atacul a continuat. Prădătorul și-a dat seama că nu este un vânător prea bun sub apă, mai ales că în ajutorul celui mic a venit mama sa. Leopardul s-a retras. Leopardul și-a observat prada chiar în vârful copacului uscat. A început să urce în sus ca să ajungă la ea. Când prădătorul era foarte aproape, animalul sare și asta arată foarte epic. Ajungând la pământ, o rupe la fugă. Trei lei au încercat să treacă un râu, dar au fost atacați de un hipopotam foarte enervat. Hipopotamii sunt niște animale care își protejează teritoriul cel mai bine din toată Africa. Doi lei au fugit din prima, iar al treilea aproape că n-a devenit victima acestui monstru. Putea să ia viața leului doar printr-o singură mușcătură. Din fericire însă au supraviețuit toți. Tamado a petrece o mare parte din viața sa pe copaci. De obicei este la vânătoare noaptea, dar uneori se apropie de casele oamenilor pe timp de zi, unde deseori se întâlnește cu câinii. Poziția lui de luptă arată foarte amuzant, întinde labele din față în părți pentru a părea mai mare. În acest video vedem cum una din păsări a furat de la cealaltă un șoarece.
Următorul moment a fost filmat în Statele Unite ale Americii, pe teritoriul unui hotel. În apă era un elan cu puii săi. Peste câteva ore a apărut un urs grizzly. El i-a urmărit mult timp, apoi a decis să se apropie. Puii păreau prea apetisanți, așa că grizzly atacă unul chiar în fața mamei, care nu se grăbea să atace, protejându-și urmașii. Ursul duce puiul în pădure, unde deja nimeni nu-l va ajuta. Iată un moment asemănător, dar câinele a fost mai puțin norocos. Tamadua s-a întolocit pe botul câinelui și a început să-i zgârie nasul. Dacă martorul nu avea să semnalizeze cu mașina, Tamadua sigur nu ar fi lăsat câinele atât de rapid și probabil că avea să-l rănească destul de serios. Urmează câteva atacuri epice ale leopardului. Căprioarele pur și simplu n-aveau nicio șansă. O vulpe neagră a început o luptă cu un vultur în speranța de a-i fura peștele. El își apăra prada așa cum putea, dar când alături a aterizat un alt vultur și a pierdut atenția pentru o secundă și vulpea a reușit să-i fure peștele. Iată când o frumoasă roșcată obraznică care a furat peștele de la vulturi. Aici sigur a fost ajutată de gheața lunecoasă. Nu știu la ce se gândea acea vulpe, dar vulturii sunt niște prădători de top și să transporte o vulpe în cuibul lor e ceva absolut normal. Iar aici câinele a atacat, după părerea lui, un animal ciudat și absolut inofensiv. Dar când acesta s-a apucat de capul câinelui, lui nu-i mai era deloc amuzant. Animalul nu-i dădea drumul mult timp, iar câinele din toate puterile încearcă să arunce de pe el această creatură care seamănă cu o larvă extraterestră. Tamadua s-a desprins peste un minut și jumătate și după asta câinele nu s-a mai apropiat. Iată încă o traversare periculoasă a leului, de data asta la ieșirea din apă este atacat de un crocodil, dar pisica e pisică, așa că datorită dexterității sale a scăpat de colții gigantului verde. Vrabia nu a observat șarpele verde de pe creangă și a nimerit în gura lui. Nici o încercare de a scăpa nu s-au soldat cu succes. Șarpele o ține foarte ferm, așa au turnat destul de mult timp. La ei a zburat un prieten de-a vrabiei încercând să o ajute. În curând videoul se termină, dar martorul ne-a anunțat că șarpele a trebuit să elibereze pasărea. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă mai doriți asemenea videouri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!